Suntem incomozi, incisivi și direct. Nu ocolim întrebările și nu-i cruțăm pe cei care evită răspunsurile. Dezbatem subiectele fierbinte ale momentului și spunem adevărul în față. Bună seara, stimați telespectatori! Iată-ne din nou împreună. După frumoasa și captivanta gala scriitorilor români din 2019. De această dată nu vom ieși de pe teritoriul poeziei, cu atât mai mult cu cât invitatul meu și al dumneavoastră este un poet foarte interesant, spun eu, numindu-se Marius Chelaru, redactor șef adjunct la revista Convorbiri Literare, dar pentru că adjunctul nu-i prea stă bine cu personajul invitat în emisiunea noastră, este și redactor șef la trimestrialul Poezia. E una dintre puținele reviste de poezie din România, o revistă care are corespondente în Japonia, în China, în Franța, în Liban. În Liban și așa mai departe. Marius, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Eu mulțumesc de invitație. Să sperăm că pledoaria ta pentru poezie va fi dominantă în această emisiune, pentru că trebuie să vă spun, stimați telespectatori, Marius Chelaru nu numai că este un poet al generației de după 1989, el debutând în volum în 1996, dar este și un foarte interesant traducător și nu doar traducător, să spunem, din chineză sau din japoneză, dar este traducătorul culturilor arabe, este traducătorul părților de est ale lumii, dincolo de Ural, nu? Și, nu în ultimul rând, al spațiului anglo-saxon. Marius, aș vrea să te provoc cu o primă întrebare, ca telespectatorii să aibă ocazia să te audă cum vorbești, până acum nu ai dat niciun răspuns, că nu ți-am pus nicio întrebare. Și vreau să înțeleg dacă poezia, în general, te scoate din casă sau te ascunde în beciurile și catacombele singurătății. Cred că mai degrabă m-a scos din casă. În ce sens? M-a îndemnat să călătoresc, m-a îndemnat să cunosc și m-a îndemnat să mă apropii mai mult de alte culturi. Pentru că, citind, să spunem, poezia unui Hafez, a unui Omar Khayyam, citind poezia unui François Villon, nu poți să rămâi încuiat în beciurile singurătății. Sigur, sunt cele două părți ale poetului, cu ghilimele de rigoare, turnul de fildeș personal, dar care astăzi nu mai este chiar un turn de fildeș, pentru că nu se mai poate, și cealaltă latură, și anume împărtășirea din apa vie a poeziei de oriunde s-ar afla ea. Bun, e o întrebare care, la rândul ei, cheamă alte întrebări. Cheamă, da, și îți ofer un răspuns la fel de provocator ca și întrebarea. Dar tu la început ai scris poezie sau ai tradus poezie? Am scris pentru că, bine, acum trebuie să... Toți am scris când eram mici, că nu eu om să nu fi scris vreo poezie, vorba aia.
nu știu dacă profesionist, dar am început să privesc altfel ce înseamnă scrisul după ce am ajuns să termin liceul și să-mi văd de alte drumuri în viață, deși am avut șansa să ajung la Cenaclul Junimea când abia se redeschisese dânsul. Astăzi, de pildă, la salon s-a vorbit despre Corneliu Popel. Eram în sală când a citit Corneliu Popel. A fost Arbatel Filoteanu, pe care probabil îl țin minte foarte bine. Deci, în casa mea, în familia mea, am avut biblioteci imense, am avut tot ce trebuie. Dar nu am privit, în ce mă privește pe mine, nu am privit poezia ca pe o ocupație serioasă până când am ajuns să conștientizez mai bine treburile acestea. Acum, ție îți place poezia mai mult decât, să spunem, o învârtită cu varză? Îmi place mai mult poezia, oricum mai dau. Oricum mai dau. Pentru că, ce se întâmplă? Eu cred că poezia, dacă ești un om care vrei să o înțelegi cu adevărat, trebuie să te întorci la acel poiesis al grecilor din care se nășteau toate. Poezia era tot ce înseamnă ce știe. Eu am făcut această trimitere aparentă forțată, pentru că îmi amintesc că am fost împreună la Primăvara Poeților de la Chișinău și platoul cu învârtite cu varză din fața ta a dispărut ca prin minune. Și... Da, dar am fost ajutat din greu. Ca să înțeleagă telespectatorii asocierea. Da. Spuneai că ai început să traduci poezie târziu. Ce înseamnă târziu? La ora 12 sau? După 12. După deci 12. Eram, de acum am ajuns, ajunsesem chiar să lucrez în edituri și în reviste. Cumva a venit și ca o necesitate, dar și călătorind foarte mult am cunoscut oameni extraordinari. Uite, vorbeai de pildă despre echivalentele revistei Poezia. Da. Am întâlnit la un moment dat cu Adonis. M-am întâlnit undeva în Armenia. A fost o întâlnire memorabilă. Am discutat amândoi despre cele două reviste Poezia, cât am putut, că ne bătea vântul, da, că nu mai puteam. Întâlnind astfel de oameni interesanți, cu poezia atât de frumoasă, care îți place, îți merge la inimă, practic mi-am alocat foarte mult timp într-o perioadă a vieții mele ca să învăț să-i ofer și altor cititori în limba română. De pildă, cu persana și araba a fost foarte simplu. Am lucrat întâi în zone unde mă întâlneam cu oameni de pe toate meridianele, dar după aceea aici, la Iași, am întâlnit niște prieteni extraordinari cu care am făcut târguri. Ei mă învățau pe mine limba lor, eu învățam limba mea. Și aveam caiete întregi, soția nu mă mai scutea dintre... aproape că ajunsesem să vorbesc limba aia decât română. Ori araba, ori persana, ori... Eu mi-am dat seama și aici, la Festivalul Internațional Poezia la Iași, că tu te descurci foarte bine în momentul în care poeții, de exemplu din China, sunt invitații noștri și tu înveți chineza în apropierea chinezoaicelor. Cum se explică treaba asta? Păi, eu știu, mă gândesc că orice poet adevărat iubește femeile, florile, muzica, poezia, dar mai este o chestiune. Când eram foarte tânăr, pentru că nu știam exact dacă are vreun sens să fac facultate în perioada în care vecinul meu, de pildă, de bloc, tatălui ocupa o funcție cu adevărat importantă în facultatea de electrotehnică și găsise singurul loc pe care îl putuse găsi era să repare telescaune prin Vatra Dornei. Și atunci eu m-am dus și am lucrat în zona portului. Și acolo am cunoscut, ajunsesem de vorbeam tot felul de limbi, pentru că era o lume cu adevărat fascinantă. Și vorbeam, rupeam binișor chineză, ajunsesem să citesc, făceam caligrafie și mi-au rămas câteva lucruri. Dar cel mai important lucru, și spuneam înainte de emisiune, este să înțelegi felul în care se comportă un anumit tip de oameni. Da. De aici pleacă apropierea. Da. Asta. Am înțeles. Ai învățat lucrul. Cred că da, pentru că Asia este... Tu ai învățat sau viața te-a învățat? Cred că și eu am vrut să învăț, dar viața până la urmă ți-o faci și singur, pentru că nu m-a trimis nimeni acolo, eu m-am dus, dar nevoia, stând tot timpul între oamenii ăștia, ca să poți să te înțelegi cu ei, trebuia să poți comunica cu ei. Știi ce este fascinant la tine? E că te descurci aproape la fel de bine și în cultura arabă, și în cultura turcă, și în cultura japoneză,
și în cultura chineză. Ești un fel de robot sau ce? Cum să... un computer? Pleacă de la pasiune totul. Mi-au plăcut cu adevărat lucrurile pe care le-am învățat despre acești oameni și m-am bucurat de fiecare dată când am avut ocazia să trăiesc în preajma lor. De pildă, în Japonia mi-a fost foarte ușor. Mi-au spus colegii japonezi cu care m-am plimbat prin zonele, prin diverse locuri ale Japoniei, mi-au spus că eram singurul occidental care a mâncat absolut orice au mâncat ei. Deci, chiar îmi plac lucrurile acestea. Nu este o chestiune de genul, hai domnule că am venit și eu așa și mimez. Acum, tu cum îți dai seama că o poezie tradusă de tine din română în, știu eu, arabă sau în turcă sau în chineză este o traducere reușită? Bun, foarte rar am tradus din română în limba respectivă pentru că am preferat să lucrez întotdeauna cu nativi în limbile acelea. De pildă, am făcut o antologie de poezie arabă unicat chiar pentru lumea arabă, cu un coleg arab, și cred că esențial pentru orice astfel de demers este să lucrezi cu oameni nativi. Eu am preferat care să aduc... Care știu și ei română. Care știu și ei română sau măcar te poți înțelege tu foarte bine cu ei. De ce? Pentru că mie îmi vine mai ușor, cunoscând limba receptoare, să traduc din limba aceea în limba română. Și cred că asta este calea cea mai bună. În revista Poezia avem foarte multe traduceri. Da. De pildă, dacă o să intereseze, o să-ți pot povesti despre Crimea și despre traducerile din tătară, făcute cu nativi tătari din Crimea. Eu țin minte că m-ai tradus și pe mine în tătară sau turcă, în ce? În... Tătară și turcă, dar a fost... în arabă. Și în arabă au fost antologii. Da. Bine, acum nu prea mai traduc în arabă. Mănâncă foarte, foarte mult timp și mă strădui să uit, pentru că eu am fost interesat, cum ți-am spus, de poezie, nu de limbă. Țin minte că la poezia la așa a fost și... Fatma, și ne-am înțeles foarte bine. Ne-am înțeles foarte bine. E din Siria, care a trăit în Franța. Spune a trăit pentru că Dumnezeu să o odinească, surprinzător a și murit. Da. Și avea o poezie foarte frumoasă. Care e diferența între o poezie, să spunem, poezia arabă și poezia chineză? Bine, noi suntem obișnuiți să spunem generic Orient. Fiecare părticică a acestui Orient este fascinantă în felul ei. Sunt chestiuni care pleacă de la mentalitate, de la tipul de alfabet, de la, de pildă, ideogramele pe care le au, dacă vorbim despre chinez. Mentalitatea poporului și felul lui de a fi generează și un anume tip de poezie. Aveam un interviu în Poezia cu... De fapt, mai multe am făcut cu niște poezi chinezi și i-am întrebat pe toți de ce este diferită poezia, de pildă, chiar în China, poezia zonelor înalte, Tian Shan-ul și așa mai departe, față de poezia de sudică sau de șes. Da. Și mi-au spus, da, ai dreptate, nu știu cum de ți-ai dat seama. Și mi-au explicat că sunt caracteristici, exact cele pe care le enunțam înainte, de mentalitate formate într-un anumit spațiu geografic. Nu este vorba de teoriile lui Leo Frobenius sau altceva, e vorba de realitate. Iar dacă ne uităm, poezia din zona Asiei de Sud-Est, să zicem, are o foarte strânsă legătură cu ce înseamnă poezia chineză. Dacă te uiți în Vietnam, în Laos, peste tot în zona aceasta, inclusiv în Japonia. Dar pe de altă parte, poezia chineză și-a păstrat niște caracteristici unice pe care nu le vei regăsi în rest. Japonia a mers pe o linie a conciziunii, mă refer la poezia clasică, astăzi este o altă chestiune. A mers pe o linie a conciziunii și, deși a păstrat caracterele kanji chinezești, a făcut haiku și tanka. Erau forme scurte și în China, dar erau altfel, nu se pot compara. Din perspective cu totul diferite. De pildă, japoneza e o limbă moraică, dar intrăm în chestiuni prea tehnice. Da. Dacă ne uităm la zona arabă, hai să ne uităm la Tufu. Tufu are o poezie de suflet, melancolică. În poezia arabă, ei au mers pe câteva direcții. Cele mai cunoscute, mă refer, pentru că ei au zeci și zeci de forme și de genuri poetice, foarte puțin cunoscute în Occident. Poate cele mai cunoscute sunt cele de tip gazel. Acolo este vorba despre iubire. Da. Ei, e firesc, în momentul în care faci
mergi din China cu poezia nostalgiei, cu simboluri, când vorbește despre, de pildă, simbolul iubirii în poezia chineză, niște gâște sălbatice care pleacă. La arabi este altfel, amestecată cu mistica. Gâștele fiind cei doi îndrăgostiți. A, și el și ea. El și ea. Și simbolul părăsirii, cumva. Deci e un simbol destul de complicat. Când mergem în partea arabească, sigur, dincolo de mistica sufi, care vine cu trandafirul, cu privighetoarea, cu nu știu, altfel sunt împletite simbolurile. Cu totul altfel. Deci pleacă din felul lor de a fi. De asta am încercat să te provoc, pentru că, iată, sunt de fapt fascinante aceste apropieri. Ar fi o întrebare care ar încerca să afle următorul adevăr. Traducând așa de mult și în același timp așa de diferit. Crezi că ți-a influențat și poezia ta? Nu cred, pentru că am o structură și psihică și o formație cu totul diferită. Chiar dacă îi înțeleg... Așa spui tu. Și asta mi-au spus și colegii din țările respective, că ei au spus din altă perspectivă, au spus cum Dumnezeu de nu te-ai molipsit. Dar tu ți-ai tradus poezia ta în chineză, în japoneză? N-am încercat exact din... Adică am încercat, dar n-am făcut-o publică. Am lăsat să fie un alt traducător. Păi de ce? Ai exersat pe poezia mea. Puteai în cele din urmă să... Tocmai de aia, pentru că am încercat... Nu, dar nu era o problemă de risc. N-a fost, nu că m-am temut de ceva. Am vrut să fie... traducerea este foarte simplă și foarte complicată în același timp. Nu să intrăm în tehnica traducerii, cu respect textul, respect mesajul și așa mai departe, dar pe de altă parte, cred că cel mai important atunci când faci o traducere, dacă ții minte și atunci când a fost vorba de poeziile tale, am spus așa, lasă-mă, te rog frumos, să discut cu cel cu care lucrez și să văd ce anume crede el că s-ar potrivi pe sufletul poporului în care mergem noi cu limba respectivă. Pentru că acea antologie arabă la care facem noi aici referire s-a bucurat de o primire cum n-a avut nici o altă antologie de poezie. Un ziar cu un tiraj de peste 50 de milioane de exemplare i-a alocat două pagini mari și concluzia era cam asta. Că suntem, spunea criticul arab, unul foarte cunoscut la ei, spunea, dom'le, noi ne uităm tot timpul la poezia americană, la poezia aia, uite ce poezie extraordinară au românii și noi nu o cunoaștem. Ce păcat! Și în special Adi Cristi, vă rog frumos. Evident. Marius, tu și trebuie să spunem telespectatorilor, cu siguranță parte dintre ei au ținut acel album cu Sabin Bălașa în mâini, acea ediție bilingvă, română-engleză. La sugestia lui Sabin Bălașa am realizat-o, astfel încât Sala Pașilor Pierduți de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cu toate cele 18 plus 1 fresce, au reușit să nască această anatomie a culorii, a cărei traducere a făcut-o Marius în engleză, Marius Chelaru și cu Daniela Andronache. Actualmente e doctor în engleză și traductologie. O carte pe care primăria Iașului a folosit-o ca material de protocol pentru delegațiile care ne vizitează sau care ne-au vizitat. O carte care este un simbol al Iașului. Și pe care tu ai editat-o. Eu am editat-o și fiecarei fresce i-am construit un poem. A fost greu? Pentru că țin minte și da, că... Și nu. Da, au fost niște discuții chiar pe text. Au fost și de ce? Pentru că sunt foarte multe, ne întoarcem iarăși la ce înseamnă traducere, sunt foarte multe cuvinte care au un corespondent cu totul diferit în altă limbă. Și uneori, pur și simplu, nu poți folosi exact cuvântul care ar fi, de pildă, din limba română, ci trebuie să-l folosești pe cel care înseamnă așa ceva în limba respectivă. Și marea miză este să nu pierzi mesajul. Bun, aici, țin minte că mi-ai spus, voi ați fost ajutați, în primul rând, de
pictura lui Sabin foarte Balașa, mult, foarte mult, pentru da. Că ați găsit corespondente chiar în pictură și v-a ajutat foarte mult la traducere. Și Sabin Balașa este un, știe să transmită extraordinar mesajul. E o poezie da. În culoare. Exact, exact. Ne apropiem de finalul acestei prime părți a emisiunii și înainte de a intra în binecuvântata pauză publicitară, aș vrea să întreb dacă se pierde prin traducere din substanța poeziei originale. E greu de spus, depinde foarte mult de tipologia poeziei. De pildă, dacă tu mergi și traduci un haiku, să zicem, bine, riscul există peste tot, da. Dar dacă înțelegi exact ceea ce faci, poți să fii foarte, foarte, foarte aproape de original. Problema este alta. Să reușești să transmiți bagajul de mentalitate. Dau un exemplu foarte simplu de un haiku faimos al lui Basho, în care el vorbește despre... A ajuns la un moment dat pe o câmpie și a ascultat el iarba și știa că sub iarba aia s-auzeau niște murmure. Dacă nu știi exact ce s-a întâmplat acolo, practic... pentru japonezi are o foarte mare semnificație. Da. Pentru tine, deci aici e miza. Să reușești să-l surprinzi. Să știi cine ce murmură spatele, sub iarbă. Ce s-a spus în spatele spectatori, ne oprim în acest moment. Vom reveni după scurta pauză publicitară în direct cu Marius Chelaru.